Dumnezeul nostru și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amen.
arhiepiscopul nostru Virgil, pe care îl iubește Sfântătoare Biserici în pac și în trâși, cinstiți, sănătoși și drăgați în zile, de Sfântului Curate, Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne și suflete,
Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Sufletele adormi servilor tăi, Laurențiu, Teodor, Ileana, Simeon, Bărnuțiu, Ioan, Clara, Iuliu, Maniu, Elena, Casiu, Sora Maria, Cecilia, Sabina, Scipio, Ionel, Matei, preotul Simeon, Corneliu, Coposu și preotul Matei, în loc luminos, în locul verdeasă, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea și tot păcatul ce l-au făcut ei cu cuvânt, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, că nu este un care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veci și cuvântul tău adevăr, că tu ești învierea și viața și odihna adormiserilor tăi, pomeniți acum, Hristoase Dumnezeu nostru, și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit.
acum și pururea și în vecii vecilor. La Bădăcin, ca, așa cum spuneam, în cea mai apropiată duminică, să organizăm împreună cu instituțiile de cultură din Sălaj, respectiv Muzeul de Istorie, Direcția pentru Cultură, Centrul Cultural, școala din localitate, Iuliu Maniu, Radio Maria. Spuneam că este o tradiție deja să organizăm manifestări în memoria marelui om politic, Iuliu Maniu, care este fiul al satului nostru. Îl numim cu toții model, îl numim martir și, într-adevăr, pe drept cuvânt, este un model și un martir. Iuliu Maniu a îndurat chinuri, suferințe și chiar moartea pentru ideile sale, pentru convingerile sale și pentru credința sa. Aceea el este un martir al neamului românesc în primul rând, dar și al bisericii. Ar fi putut toate acestea să le evite. Și suferința, și chinurile, și moartea. Dacă s-ar fi lăsat influențat de prietenii din țară, dar și de cei din străinătate, și ar fi plecat la momentul potrivit, ar fi putut toate acestea să le evite, însă el a preferat să rămână alături de poporul său până la capăt. Spre sfârșitul secolului II, Tertulian scria o carte adresată martirilor din Cartagina, în pline persecuții creștine. Cartea se numea Către Martiri. Acolo Tertulian repeta că a evita martiriul înseamnă tăgăduirea credinței și a convingerilor pe care ei, creștinii, le aveau. Iuliu Maniu n-a vrut să tăgăduiască crezul în care, sau pentru care a trăit o viață întreagă. 56 de ani de activitate politică
în care a crezut într-un ideal și pentru el a preferat să moară. În vremurile tulburi ale anului 1947, când era amenințat, intimidat, Iuliu Maniu, cu voce puternică, spunea: pe mine nu reușesc să mă intimideze. Eu de la calea mea nu mă abat. Eu hotărârile mele nu mi le schimb. Eu ce cred că este bine pentru țară și pentru neam, asta fac. În anii grei de închisoare, petrecuți la început la București, la Malmaison, apoi la Galați și apoi la Sighet, nu s-a plâns niciodată de nimic. A primit acest martiriu ca pe o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Nicolae Carandino povestește în cartea sa Nopți albe, zile negre, cum spunea el: noi toți ceilalți ne plângeam de condițiile în care trăiam. De frig, de foame, mai ales de singurătate. Țipam, ne certam cu gardieni, dar nimeni nu l-a auzit niciodată pe Maniu să se plângă de ceva. Iubiți credincioși, spuneam că este un model. Pentru contemporanii săi a fost cu siguranță. Și avem atâtea argumente în acest sens. Unul însă mi se pare edificator. Tot Nicolae Carandino spune că un ziarist american, în 1942, cutreiera satele din România pentru a vedea care este situația politică în țară. Ajuns într-un sat din Ardeal, întâlnește un țăran și îl întreabă: spune-mi voi aici în sat ce fel de politică faceți? Iar el le-a răspuns: domnule dragă, noi aici în sat nu facem niciun fel de politică. Noi îl urmăm pe Maniu. Iubiți credincioși, că este un model și pentru noi astăzi, mi-ar plăcea să cred că da. Mai ales că văd atâta lume care s-a adunat astăzi, să ne rugăm, să ne aducem aminte, să ne lăsăm o rugăciune în memoria sa. Vă mulțumesc pentru această prezență numeroasă și le mulțumesc preoților, împreună slujitori cu mine, în primul rând părintelui Olimpiu Todoran, vicarul general al Eparhiei de Oradea, părintelui Gheorghe Țurcaș, vicarul foraneu al Silvaniei, părintelui Nicolae Bodea, protopopul Șimleului, părintelui Alex Fitz de la Bocșa, părintelui Papariga de la Săliște, Maramureș, și nu în ultimul rând, îi mulțumesc părintelui Ioan Costin din Iehud, Maramureș, care a venit astăzi împreună cu corul din Iehud, care ne-au încântat astăzi cu vocile lor, răspunzând la Sfânta Liturghie. Am invitat în mod special acest cor și grupul de la Iehud, pentru că am dorit să creez oarecum o legătură între locurile natale ale lui Iuliu Maniu și cele în care își doarme somnul de veci, Maramureșul istoric. Aceea le mulțumesc în mod particular că au făcut acest efort de a fi astăzi împreună cu noi și de a se ruga împreună cu noi. Mulțumesc de asemenea domnului deputat Lucian Bode, prezent aici, împreună cu domnul Răzvan Plișcă de la București. Le mulțumesc reprezentanților instituțiilor de cultură din județ, prezenți aici, din partea inspectoratului, doamnelor inspectoare, din partea Direcției pentru Cultură, a Centrului Cultural, a Muzeului. Mulțumesc că sunt aici. În mod particular, le mulțumesc reprezentanților celor trei localități
cu care noi, bădăcinul, avem o legătură spirituală. Băseștiului Gheorghe Pop, reprezentat aici de domnul primar și de doamna directoare a școlii, de Bocșa lui Simion Bărnuțiu, reprezentat aici de către domnul viceprimar și o reprezentantă a școlii, Bobota lui Corneliu Coposu, reprezentat aici de doamna directoare, și sigur, bădăcinul de domnul primar, domnul viceprimar și de doamna directoare a școlii. Iată că reușim încet încet să punem la oaltă cele patru localități, patru pro-România, așa cum ne-am propus la 1 decembrie la Bocșa. Băsești, Bocșa, Bădăcin, Bobota. Iubiți credincioși, vă mulțumesc în mod particular și dumneavoastră pentru prezență. Imediat după încheierea Sfintei Liturghii, urmează o scurtă lecție de istorie în muzeul nostru dedicat familiei Maniu, de la demisolul bisericii. Apoi un program artistic care va avea loc la Căminul Cultural, de aici din sat, și vă invit să participați, pentru că grupul de la Ieud n-a venit doar să ne cânte la, să ne răspunde la Sfânta Liturghie. Ieri vor avea și o parte în acest program artistic. Așa că, cu mare drag, vă invit să participați la toate manifestările de astăzi. Dumnezeu să primească Sfânta Jertfă.